Bună ziua tuturor! Noi continuăm să studiem algoritmii și la această lecție noi vom vorbi despre algoritmul Selection Sort sau metoda selecției. Deci sunt mai multe implementări acestui algoritm, mai multe realizări. Noi vom face una din ele, nu este atât de populară această realizare, însă sper să vă fie pe înțeles. Și haideți să ne uităm, desigur că la un exemplu așa ar fi cel mai bine. Deci nu avem tabloul nostru, este un tablou nesortat, și care totuși ar fi logica de bază la algoritmul Selection Sort. Deci se găsește elementul maxim din partea nesortată și se adaugă la sfârșitul tabloului nesortat. Adică găsim elementul maxim și îl adăugăm la urmă. Se repetă pasul 1 până când nu rămâne partea nesortată. Așa, deci găsim elementul maxim din partea nesortată, adică din partea albastră, Asta la noi va fi nouă și îl adăugăm la sfârșitul tabloului. Deci am făcut o scanare, găsim cel mai mare element din acest tablou și îl adăugăm la sfârșit. Asta ar fi nouă. Așa. Deci partea sortată acum la noi este doar elementul nou, iar partea nesortată din stânga este 7, 3, 1, 2, 0, 6, 5. Găsim din partea nesortată, adică din partea asta, din nou elementul maxim și îl adăugăm la sfârșitul părții nesortate, adică 7. 7 este elementul maxim din partea nesortată, îl adăugăm la sfârșit. Așa, deci asta nu este 7. Acum partea nesortată, o vedem din stânga, partea sortată din dreapta. Găsim elementul maxim în partea nesortată, asta este 6, îl adăugăm la sfârșitul tabloului. Așa, este. Mergem mai departe, găsim elementul din partea nesortată, asta este 5, și îl adăugăm la sfârșitul tabloului. În cazul dat, el este deja la sfârșit, poate fi și cazuri de genă. Așa și rămâne la sfârșitul tabloului. Мержим эти партии. Дичь дим партия с тенькой G7. Дим элемент есть и максима, частей есть три. Лада угоналась 1, фишитул таблоулы. Наша Uno двое ноль G7 элементул максим есть и двой. Лада угоналась в максим есть Uno не сортат. Шинеремы не ноль. Дичь он элемент. В принципе, спаде спуск таблоул есть и держа сортат. Asta este logica. Iar acum haideți să încercăm să realizăm asta pe un exemplu la tablă, să vedem cum va funcționa acest algoritm. Trebuie să sortăm acest tablou. Deci găsește elementul din partea nesortată a tabloului care este cel mai mare. Cel mai mare element este 8. Da? Deci cel mai mare element ar fi 8. Și îl adăugăm la sfârșitul tabloului. Așa. Deci vom avea cam ceva de genul. Avem partea nesortată și partea sortată. Mergem mai departe, găsim elementul cel mai mare din partea nesortată, asta este la noi 7 și îl adăugăm la sfârșitul tabloului. Deci la sfârșitul tabloului noi va fi elementul 7, așa, mergem mai departe. În partea nesortată cel mai mare element va fi 4, îl adăugăm la sfârșitul tabloului, mutăm limita mai la stânga, deci avem partea nesortată, este 3, 2, 1, găsim elementul cel mai mare, ar fi 3, îl mutăm la sfârșitul tabloului, Găsim elementul maxim din partea nesortată, asta este la noi 2, îl mutăm la sfârșitul tabloului. Așa. Și ne rămâne un singur element, 1, sau se poate dispus că în acest caz, sub tabloul stâng, dacă este un singur element, el și este cel mai mare. Deci el așa și rămâne la poziția lui, prin urmare vom muta acest perete verde mai la stânga Deci iată este tabloul nostru sortat, utilizând algoritmul de sortare Selection Sort. Aceasta este variația de selectare elementului maxim pe care îl adăugăm la sfârșit, sunt și alte variații în care elementul minim se adaugă la începutul tabloului. Deci asta deja ar fi o altă variantă a algoritmului selection sort. Și cum totuși ar funcționa codul a acestui algoritm sau cum ne-am vedea codul în realizare. Deci asta este exemplul nostru. Este bine de știut că înainte de a începe algoritmul de selecție, sortarea prin selecție, este nevoie de știut algoritmul de căutare elementului minim sau maxim în tablou. Fără asta, mai departe, noi nu vom putea realiza algoritmul nostru de sortare. Deci în cazul nostru, noi avem aici o funcție care se numește getIndexMax. Această funcție va găsi indicele pentru elementul maxim în partea nesortată a tabloului. Vom vorbi despre asta. Haideți să ne uităm atent ce totuși avem noi aici în cazul nostru. Deci avem un tablou, parametrul de intrare a acestei funcții este un tablou A și mărimea lui N. Cât elemente? N la noi va fi 5, indicii tabloului îi vedem mai sus. Deci 0, 1, 2, 3, 4. Da? Indicele maxim este 4. Vom avea o variabilă index max care ne va arăta la ce indice a tabloului nesortat să găsești cel mai mare element în partea nesortată. Vă duceți să aminte, partea nesortată este aceasta cu albastru sur. Da? Deci noi vom avea nevoie de a găsi n elemente maxime sau de n ori să scoatem cel mai mare element la sfârșitul tabloului. Ceva asemănător ca și bubble sort, însă el face asta într-o manieră mai eficientă. Așa, deci haideți să ne uităm cum totuși are loc logica aici și cum să adaugă ultimul element la sfârșit. Deci să presupunem că la noi variabila i este 0, noi avem iterația 0, după, după prima, iterație sau iterația cu numărul 0 va fi scos la suprafață cel mai mare element. Da? Cum asta se va face? Deci în primul rând se va fi apelată funcția Uh, get index max care va găsi uh, elementul cu cel mai mare indice în partea nesortată. Fiți atenți că aici ca parametru se transmite a și n-i. n-i adică mărimea tabloului minus i unde i um, ar fi numărul iterației. Pentru ce este asta necesar o să vedem puțin mai târziu, dar noi vom căuta elementul maxim anume în partea nesortată. Deci cu cât mai multe uh, iterații vom avea, cu atât mai mică va fi partea aceasta nesortată. Astfel, noi mereu în for vom scadea cu minus i poziției partea nesortată. Deci va fi apelată funcția getIndexMax care va returna uh, indicele 0. Da? Deci la poziția 0 se găsește cel mai mare element. Și apoi elementul cu indicele 0 sau element, elementul cu indicele index max va fi înlocuit cu a n 1 i, adică cu ultimul element din partea nesortată. n 1 i este o formulă pentru ultimul element din partea tabloului nesortată. În cazul nostru asta să fie 5 1 minus 0, adică să face swap cu ultimul element din tabloul nesortat. Să face un interschimb. 7 cu 5, iată la acest rând de cod, se întâmplă logica următoare. Deci se interschimbă elementul cu indicele 0 cu elementul cu indicele 4, se face această interschimbare. Așa, vedem 5 cu 7 s-au interschimbat. Și după aceasta, i-ul nostru incrementează, i-ul devine 1, deci ne uităm, i este 1. Prin urmare, se poate de spus că aici noi, deja când vom transmite la funcția get index max a n-i, noi vom lucra doar cu partea asta a tabloului. Adică se va transmite a, n-i la noi va fi 5 minus 1, adică vom lucra doar cu 4 elemente din tablou. Iată cu aceste 4 elemente. Și desigur, că noi deja vom căuta elementul maxim în partea asta, adică de la 0 până la a, 3 inclusiv sau până la 4 exclusiv. Deci găsești elementul cu valoarea maximă indicele lui. Da? Asta la noi ar fi indicele 3 sau elementul cu valoarea 6. Și el se interschimbă singur cu el. Deci așa s-a primit că a, indicele index max este 3 și aici s primit că n-1, minus 1 la fel este 3. El face un interschimb singur cu el. Deci asta e cazul când elementul maxim deja se găsește pe ultima poziție a tabloului nesortat. Așa, i-ul incrementează, i devine 2. Observăm că partea sortată este din dreapta cu verde. Partea nesortată devine tot mai mică. Deci aici get index max vom transmite a și n minus 2, deja în cazul nostru, vom lucra doar cu trei, primele 3 trei elemente din tabloul nostru. Așa, găsim din nou elementul cu cea mai mare valoare, indicele lui este 0 și se faci un swap dintre elementul cu indicele 0 și elementul cu indicele n minus 1 minus 2, adică cu elementul cu indicele 2. Așa. Și observăm că s-au interschimbat elementele 0 și 5 i-ul incrementează, partea sortată devine mai mare, partea nesortată devine mai mică, așa, din nou îți găsește indiciile maxim pentru elementul maxim, asta nu ar fi 1 și se interschimbă singur cu el, deci ad1 de se interschimbă cu ad5-1-3, minus minus adică cu ad1, se interschimbă singur cu el. S-a făcut această interschimbare, nu și deja rămâne un singur element el, în cazul nostru, se va interschimba singur cu el sau putem pune aici optimiza programul nostru să fac n-1 iterații, ca și în cazul cu bubble sort. Deci asta ar fi o optimizare pe care noi am putea să o efectuăm dacă să nu fac el singur interschimb cu el și cam asta e. Deci asta ar fi logica algoritmului dat. Să primești că în cazul nostru tabloul va fi sortat și noi Găsim elementul maxim, îl înlocuim cu ultimul element din partea nesortat. Asta ar fi toată logica algoritmului Selection Sort. Haideți să încercăm să implementăm acest algoritm să vedem cum asta va fi în practică. Bine, din nou vom avea un tablou int a. Voi da careva valori predefinite. Deci avem și valori negative și valori pozitive, valori care se repetă, putem să mai adăugăm și 0.

Așa, și ce vom face noi? Vom găsi elementul cu indicele maxim, deci voi avea nevoie de o variabilă max index sau index max, indexul pentru maxim, index max. Așa, și variabile acestea vom salva rezultatul returnat de funcția get index max. Ce va face această funcție? Această funcție va primi ca parametrul tabloul nostru A și mărimea lui. Mărimea lui va fi N, dar fiți atenți că o să fie la noi N minus i din ce cauză n minus i, deoarece la noi partea nesortată la fiecare iterație scade cu câte o unitate. Da? Ați observat la noi limita era aici, pe urmă aici, aici tot așa. Deci partea nesortată devine tot mai mică. Înseamnă că la noi fi n minus i. Index max egal cu get index max. Haideți să scrim funcția get index max. Deci vom avea nevoie de o funcție care returnează int, adică indicele. Get index max. Primim ca parametru tabloul nostru A și mărimea lui mărimea lui, da, deci să în vedere mărimea tabloului nesortat așa, și vom avea nevoie de câteva variabile, int, index max, așa, și vom avea nevoie de însuși valoarea elementului maxim deci este un algoritm de căutare a elementului maxim în tablou eu aici nu o să mă opresc, asta trebuie să cunoașteți mai de mult, înainte de a începe studierea algoritmelor de sortare, trebuie să știți măcar cum să găsești elementul minim sau maxim în tablou. Iar dacă sunteți total începători, vă recomand poate să revizuiți algoritmul Bubble Sort. Deci ce va face această funcție? La început vom presupune că primul element din tablou este cel mai mare, deci index max. La noi va fi indicele 0, da? Și elementul maxim va fi primul element din tablou, a 0. Acum pornim un for de la int i egal cu 1, de ce cu 1 nu cu 0? Pentru că noi am presupus deja că primul element este maxim, adică noi deja l-am scanat, l-am luat în considerație. Așa, și aici facem logica următoare. Dacă, dacă a este mai mare ca elementul maxim găsit până acum, înseamnă că elementul maxim va deveni a iar indicele maxim, index max, la noi va fi i. Deci index max la noi va fi i. Așa, și returnăm la urmă index max, indicele elementului maxim. Așa, ne uităm atent. Deci presupunem că primul element, da, indicele lui este 0 și a, valoarea lui este a de 0, presupunem că el este maxim și încercăm să găsim poate un element mai mare ca el. Da, deci scanăm acest tablou și pornim algoritmul simplu de căutare a elementului maxim într-un tablou. Totodată vedeți că noi salvăm și valoarea elementului maxim și la ce poziție el se află. Pentru ce nu ne trebuiește poziția? Pentru a returna a, această poziție anume funcției selection sort de mai jos pentru că interschimbul la noi se va efectua între elementul cu poziția maximă și ultima poziție de la noi din tablou. Bine, mai departe, deci noi vom trebui să interschimbăm aceste două elemente. Putem asta face prin intermediul funcției cu pointer sau putem face fără funcție cu pointer. Haideți să încercăm la început simplu, voi adăuga aici variabila aux da? și vom face interschimbul. Deci în aux noi vom păstra a de index max, în a de index max eu voi păstra a de n minus 1 și minus i. Din ce cauza minus 1 minus i? Deoarece n este mărimea tabloului, minus 1 o să fie ultimul element, și minus i, ultimul element din partea nesortată. Da? Deci vă aduceți să de logica despre care am vorbit în slide-uri. Mai departe lui a de n 1 minus i, adică ultimul element din partea nesortată, îi atribuim aux. Așa. Asta este toată logica. Haideți să vedem dacă noi nu am greșit nimic. Eu salvez programul, îl recompilez și îl pornesc. Așa, vedem tabloul nostru, este sortat, totul este frumos. Haideți să mai adăugăm, să mai schimbăm poate câte ceva aici, da? Așa, recompilez și îl mai pornesc încă o dată. Vedem, totul este bine, totul este frumos, algoritmul funcționează. A, prin urmare, încă ce putem optimiza, poate această funcție să o scrim mai a, frumos, da? Deci acest interschimb să-l punem aparte într-o altă funcție. Așa, deci vom face și asta, vom verifica dacă totul funcționează și vom finisa aici lecția noastră. Вам фачу функции void swap, коя примеши к параметру int pointer a, int pointer b. Аж вам овяне void, aux, луй aux я требуем стелуць a. Адико валуаря дела адреса пикарюць цине a, луй стелуць a я требуем стелуць b. Яр стилу стелуць b я требуем aux. Аж. здесь а юч симплу функция swap, swap. Аж а трансмитим дюч a, индекс max. și ca alt parametru a de n 1 i. Mai foarte atent punem și a persan, deoarece la noi ce sunt pointer. Deci transmitem adresa și rândurile acestea de cod putem să le ștergem. Uitați-vă ce frumoasă funcție noi am obținut cu voi. Deci avem nevoie de selection, funcția selection sort, care la rândul ei folosește funcția get index max și swap. Așa. Deci spate făcut prin intermediul funcțiilor, asta ar fi o ieșire. Bine, haideți să recompilăm programul și să-l pornim. Deci, vedem rezultatul. Este fix același rezultat, înseamnă că noi nu am stricat nimic. Așa, bine, complexitatea totuși acestui algoritm la Selection Sort ar fi O de N pătrat și el ar fi mai eficient decât Bubble Sort, deoarece Bubble Sort face foarte multe permutări. Spre deosebire de Selection Sort, care doar găsește elementul maxim printr-o scanare da? și face o singură permutare. În principiu, Complexitatea acestui algoritm este din nou N pătrat, deoarece aici avem un for și în interior, deci mai avem aici încă o scanare, încă un for, da? Deci a, a, aici funcția aceasta o să mai aibă un for. Deci noi de N 1 ori căutăm elementul maxim. Algoritmul de căutare elementului maxim are complexitatea O de N, prin urmare repetăm de N minus 1 ori acest algoritm, da? Nu, spremeste că este un O de N pătrat puțin optimizat spre deosebire de bubble sort, și încă pe lângă asta noi nu scanăm tot tabloul, dar o parte din el, de aici ce avem n-i. După fiecare iterație, scanarea o să meargă tot mai rapid și mai rapid. Însă asta nu ne scapă, oricum complexitatea algoritmului este o de n-pătrat. Vă invit la următoarea lecție la care vom vorbi despre algoritmul de sortare quick sort, care are o, o complexitate mai mică și este mai eficient pentru a sorta elemente sau uh, tablouri cu mai multe elemente. Я вам благодарен, ваше желание успеха и еще ни revдим